angajații direcției de asistență socială Mediaș sunt pregătiți pentru a interveni în vederea identificării, preluării și cazării persoanelor fără adăpost, în cazul în care vor primi o atenționare de vreme geroasă de la Administrația Națională de Meteorologie. Adăpostul de noapte situat pe strada Luncii nu a înregistrat în ultimele zile o creștere a mediei de ocupare a locurilor. În ultimele nopți, în medie, 6 persoane au solicitat serviciile adăpostului. Persoanele fără locuință pot solicita aceste servicii în fiecare zi, începând cu ora 19 până la ora 7.